Florentina! Bună, Marius! Ne vedem din nou pentru un scurt interviu sau două. Mă bucur! Am observat că este o problemă pentru toată lumea împărțirea aceasta în bine și rău. Sunt așa de, nu știu cum, dependenți de a găsi un vinovat și vrăjmași cu care să lupte, dușmani cu care să măsoare. Nu înțeleg de ce sunt așa de furioși, de unde vine această nemulțumire. Dacă le vorbești despre iubire, se supără. Păi, am să spun așa, să o iau... Mai tare. Să o iau cu începutul, știi? Prima dată, așa zis, un păcat, împărțirea în bine și rău, vine de la gândire. Pentru că atunci când gândim, filtrăm informația, percepem într-un fel acea informație și o luăm cum simțim noi că ne este bine nouă. Dar în ansamblu nu există păcat, nu există bine sau rău. Există decât modul nostru de a vedea lucrurile. Eu spun tot timpul că noi suntem ceea ce suntem pe interior. La exterior, de la interior vedem la exterior, deci reflectăm exteriorul. Și atunci ceea ce nu cunoaștem și nu vrem să acceptăm, o luăm ca pe un păcat. Dar păcatul în sine nici nu este, pentru că nu poți să-l împarți pe Dumnezeu în două. Nu poți să spui partea asta îmi place și partea asta alaltă nu-mi place. Nu. Dumnezeu este perfect în creația Lui așa cum este și atunci nu poți să-L împarți. E ca și cum rupi în două și o parte îți place și una nu-ți place. Nu. Vreau să spun că lumea asta, viața asta așa cum e făcută, e absolut perfectă. Și de ce e perfectă? Pentru că este El în toată creația Lui. Și atunci, dacă noi am înțelege oamenii să nu mai împărțim în bine și rău creația Lui, pentru că noi suntem creația Lui și în fiecare din noi este El, am înțelege că nici nu există păcat. De fapt, nu există dualitate. De când mintea noastră, gândirea noastră, ego-ul, împarte în bine și rău. Ego-ul spune, asta îmi place, asta nu-mi place, ăsta e bun, ăsta nu e bun. Ăsta îl înțeleg, ăsta nu îl înțeleg, ăsta îl accept, ăsta nu îl accept. Nu. Noi trebuie să acceptăm totul, pentru că atunci când accepti totul și nu vezi păcat și nu vezi rău în nimic, te unești cu ființa comună divină. Atunci te unești, dar atunci ești în iubire. Și ești în iubire. Atunci îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, că nu mai împarți în bine și rău. Atunci iubești cu adevărat. Pentru că numai atunci poți să iubești în clipa în care nu mai împarți. Și știi că, indiferent cum e, sub toate învelișurile, aspectele, formele, este manifestarea Lui. Indiferent cum este ea, că îți place sau că nu-ți place, totul e în funcție de acceptarea noastră. Dacă ego-ul este foarte mărit, ego-ul spune, e păcat. Dacă n-ai ego-ul mărit și de fapt n-ai ego-ul, spui nu. Totul e perfect așa cum este și este bun așa cum este. Pentru că îi dai dreptate și celui din fața ta. Îi accepți adevărul. Îi cedezi adevărul. Îi cedezi întietate, așa se numește. Cel din fața ta e chiar Dumnezeu. Cum ai putea să-L împarți pe Dumnezeu? Tu ești și în față, ești și în spate. Deci tu ești în ambele cazuri. În ambele părți ești tu. Și cel bun și cel rău. Atunci cum împarți pe Dumnezeu în două? Prima dată, cum ai spus și tu, Marius, când s-a gustat din mărul fructe oprit, de fapt, acolo am început împărțirea, știi? Atunci a început păcatul. Dar nici nu era niciun păcat. Păcatul nici n-a existat niciodată și nici nu este, pentru că totul este Dumnezeu. Și, știi, ne înfuriem, numai ego-ul se înfurie. Iubirea nu se înfurie niciodată. Ego-ul se înfurie pe iubire. Când spui iubire, deja îl enervează. Cuvântul ăsta deja devine enervant. Și atunci e neacceptare. Atacă și atacă. Exact. Mie mi s-a întâmplat așa. Am prieteni foarte buni care, văzându-mă pe filmările pe care le-am filmat, mi-a spus, voi, nu te reprezintă, nu ești tu acolo. Și din acest aspect s-au îndepărtat. Chiar s-au îndepărtat de mine. De ce? Pentru că ei nu accepta. Ca să vorbești așa despre iubire. Da. Deci nu accepta, efectiv. Au spus,
păi de ce? Că nu chiar așa, că există rău, există bine, adică cum totul e perfect, adică cum totul este Dumnezeu, adică cum este doar iubire, cum pot eu numai să iubesc. Și zice, băi, nu te văd în chestiile astea, nu știu. Și a început distanța, pentru că ego-ul, mintea, îi pune la distanță, te pune la distanță de Dumnezeu. Și în loc să-l pui în comportament, încep să-l pui în, la distanță. Și nu mai poți să iubești. Încep să-l vezi, exact, și încep să-l vezi ca pe, ca pe o ființă undeva departe. Adică nu diferită. Mai ești una cu el, pentru că, da, de fapt, el este, spun mereu, nu suntem noi, eu. În interiorul meu nu sunt eu, e el. E el în fiecare. Și atunci, de ce îl pui la distanță? Și au început să mă pun, se pune la distanță și pe, îl pune și pe Dumnezeu. Și punând totul la distanță, nu-l mai pui în comportament. Și așa vine distanța dintre tine și Dumnezeu. Și atunci creezi dualitatea. Așa se creează păcatul, prin dualitate. Punându-l pe Dumnezeu la distanță, nu în comportament. Și asta am spus, am văzut chiar în oamenii apropiați, ființele dragi, care, culmea, erau cei mai dragi. Aceia au început să mă judece în momentul în care am venit și vorbeam despre Dumnezeu, despre iubire, despre a nu exista păcat. Și atunci a spus, nu, stai, că nu e așa, deci nici n-au acceptat, n-au mai acceptat nimic. Din start s-au rupt de divin, s-au îndepărtat de divin și au pus între ei și divin dualitatea. Deci neîncrederea, lipsa de credință. Și când pui, când ai credință, nu poți să iubești. Că prima dată trebuie să ai credință, să accepti că în tot este Dumnezeu și apoi poți să și iubești. Că în momentul în care ai acceptat, deja iubești. Astăzi am văzut undeva o postare în care se scria despre iertare. Și chiar am răspuns în postarea respectivă și am spus, noi nu putem să iertăm că nu avem ce să iertăm, pentru că totul este El. Putem decât să acceptăm și să cedăm dreptul fiecăruia, adevărul fiecăruia, ca fiind un adevăr, drept bun și divin, cum spui tu, Marius, pentru că acolo este Dumnezeu. Da. Și nu avem ce să iertăm. Ce să ierți? Dacă totul e Dumnezeu, dacă nu-i păcat nimic, ce e de iertat? Că eu aici nu înțeleg. Aici este o problemă. Nu acceptăm dreptatea celuilalt. Da, și ne opunem, o respingem. Pentru că noi... Nu-i dăm dreptate. Exact. Pentru că noi, eu, ego-ul, nu noi, credem... De fapt, nu suntem noi. Mereu spun, nu ești tu acela care spune asta. Și așa m-ai învățat și tu. Chiar și tu spui în cărțile tale tot asta, Marius. Că nu ești tu cel care spune, eu am dreptate, adevărul meu este bun, numai eu pot să fac asta. Numai iubirea poate să spună eu. Numai iubirea, iubirea nu împarte, nu constrânge, da, nu intervine, da, nu condiționează. Iubirea nu condiționează. Da. Ego-ul tot timpul te judecă, constrânge, te condamnă, te condamnă, învinuiește. Te învinește, te condamnă, te învinuiește, te judecă. Te judecă. Despre asta vorbim, despre judecată, neacceptare. De fapt, atacă, atacă, e crud. E atașamentul de adevărul lui. Ai înțeles? Numai adevărul, da, lui este bun. De ce l-ai un atașament? S-a, da, atașat de o parte pe care a filtrat-o el, mintea, a filtrat-o și a primit-o așa informația și e numai adevărul acela este bun și este absolut adevărat. Și adevărul tău nu vrea să-l filtreze, mintea nu vrea să-l filtreze, deci preia informația, dar nu o ia ca pe un adevăr. O ia ca pe o, cum să spun eu, ca și cum ai spus ceva ce nu este real. Mintea proiectează și mintea împarte în bine și rău. Pentru că sufletul, iubirea, Dumnezeu, nu împarte în bine și rău. Pentru că El este în toate. Cum ai putea să împarți pe Dumnezeu în bine sau rău? Când totul e numai intervenția Lui divină. Deci numai manifestare divină. Și pentru că nu vrem, decât ego este foarte mare. Al tuturor. Poate că și eu am ego. Toți avem un pic de ego, toți avem. Nu vrem să luăm că celălalt din față are dreptate. Că are dreptate, că... Nu că are dreptate, că și adevărul lui este adevărat și este drept. Și atunci vine dualitatea, care spune, vezi, România e săracă, zicem așa ca un exemplu, iar zicem America este foarte bogată, e, vezi, totul este el. Când a început împărțirea, a început, cum să spun eu, l-ai pus la distanță pe Dumnezeu, au început conflictele. De ce? Pentru că ai intervenit. Și în momentul în care nu mai ai o...
o unitate. Deci nu mai suntem o unitate, nu mai suntem un întreg. Vine pe unul, pui pe o scară și pe altul pui pe altă scară. Deci când împărțim, noi intervenim automat, în voia divină. Exact, nu mai faci voia lui Dumnezeu și automat vine conflictul. Și vine prin putere, economie, prin asta la nivel global. La nivel de ființă e și mai drastic. Ai văzut că sunt familii care nu se înțeleg între ele. Sau. Și apare supărarea, furia, mânia, ura. Ego-ul, pentru că sufletul al căderii. Sufletul e liniștit, e în pace. El nu știe decât să iubească. Ego-ul condamnă, constrânge, e agresiv, e violent. De ce? Pentru că Dumnezeu luptă și se apără. Exact, sub celălalt aspect se luptă, se apără. De ce? Așa intervine, pentru că nu înțelegi. Acolo e tot Dumnezeu și tot El, Divinul, intervine. Dar nu mai intervine prin iubire, pentru că cu iubire n-ai înțeles. Atunci intervine cu ceva mai agresiv, mai violent, mai accelerat. Poate să fie și o vorbă mai agresivă, dar foarte accelerată, care să-ți producă exact impactul ăla, scânteia aia, ca să te întoarcă înapoi, stai puțin, că eu sunt suflet, de fapt, știi? Și că nu sunt minte. Eu nu sunt minte, eu nu sunt ăsta și, de fapt, eu nu știu decât să iubesc. Ce-ar fi credința și cum ar trebui să se comporte un om care are credință cu adevărat? Un om care are credință, în primul rând, acceptă tot. Acceptă tot, fără să se revolte la nimic. Fără să se revolte. Pentru că știe că vine la Dumnezeu și nu are cu cine să se... Și fără să se opună. Știi de ce? Pentru că știe că în fața lui este Dumnezeu. La fel ca Domnul Iisus pe cruce, nu? Exact. Și nu numai asta. Curge, știi, Marius, să curgi cu Divinul e ceva fantastic, e ceva minunat. De fapt, e fiecare zi așa cum vine. E atât de simplu, spun mereu, e atât de simplu. Zice, bine, dar cum pot să o iau? Că eu trebuie să... Cineva chiar mai spunea niște postări, dar cum? Că mă duc la mașină și văd că mi s-a expirat asigurarea. Mă duc acasă și trebuie să îmi plătesc facturile. Mă duc, da, dar ziua aceea e o cuvine. Dacă acea zi nu ai bani suficienți sau nu este exact cum ți-ai propus tu să fie, asta nu înseamnă că acolo nu este Dumnezeu în toată acțiunea Lui. Așa că iau așa cum vine, că mâine, dacă tu accepti această zi fără să comentezi, fără să ai intervenție din partea ta, adică să intervin divin, să curgi cu acea zi, să nu încerci să schimbi nimic în acea zi, vei vedea că mâine vei avea o zi minunată. Dacă 10 minute stăm în tăcere, în liniște, vei vedea că mâine vei începe o zi minunată. Va fi cu totul altfel decât astăzi. Dacă de dimineață te scoli și ești agitat, vai, cum ajung mai repede, trebuie să fac asta, vei vedea că nimic nu-ți merge bine din tot ceea ce ai programat. Asta înseamnă că ne opunem lui, de fapt. Exact, pentru că tu ești din divin. În momentul ăla ieși din divin și atunci divinul intervine. Și cum intervine? Intervine prin inversul, știi? Inversul la ceea ce vrei să faci, pentru că trebuie să-ți înveți lecția și atunci cum o înveți? Trebuie să vină cineva, ceva, ca să te învețe. Și fiecare om este divin și face parte din programul divin. Dar de ce e asta? Pentru că, ai văzut? Acum mergi pe drum și pe drum întâlnești un om care nu l-ai cunoscut, îți spune ceva, nu e în seamă, dar mai târziu, peste 2 săptămâni, vei vedea că acea întrebare sau acel sens pe care nu l-ai înțeles în ziua aia, de fapt are sens, ai înțeles? Dar nu în momentul ăsta. Deci fiecare om este o verigă, este cheia lui Dumnezeu în programul ăsta divin. Eu așa spun, unul fără altul nu putem. Și oamenii nu vor să înțeleagă și atunci nu acceptă adevărul tău ca fiind adevărat. Și împărțirea asta, vezi, când oamenii înțeleg că Dumnezeu e perfect și e perfect așa cum este și îl contemplă așa cum este, în admirație pe Dumnezeu și curgi cu Dumnezeu, te lași așa în voia Lui, știi, în fiecare zi, atunci iubești și atunci ai înțeles ce înseamnă Dumnezeu și L-ai cuprins în întregime pe Dumnezeu, pentru că te lași purta de Dumnezeu, de divin, de viață. Nu mai intervii tu. Intervenția înseamnă neacceptare. Să nu accepti. Credință. Lipsa de credință. Credința înseamnă să faci voia Lui. Păi cum faci voia Lui? Să te lași pe tine. Să te lași în simplu, în puțin. Să începi să
te restrângi, așa cum spui tu, Marius, se restrângi din multul ăsta pe care l-ai din abundență, să mai restrângi din el. Vezi, dacă ai două cămeși, mai dai una unui prieten. Dacă astăzi, în loc să mănânci de trei ori, poți să mănânci de cât de două ori și să dai unui vecin o farfurie cu mâncare. Deci, asta înseamnă să fii divin și să ai credință. Pentru că a avea credință înseamnă a dărui. A te dărui celorlalți, a te lăsa pe tine ultimul, eu așa spun, a te lăsa pe tine și a face totul pentru ceilalți. Asta înseamnă să ai credință și acceptarea e una din, să spunem, prima cheie. E iubirea, chiar iubirea, acceptarea adevărului celuilalt, adică să nu vrei să ai dreptate, să nu vrei să câștigi, să nu vrei să fii primul, să nu vrei să, nu știu, să fii în toate tu, adică eu în tot, nu. Să lași pe celălalt, să-i dea entitate, așa spun eu mereu, și pe tine să te lași ultimul. Asta este credința. Să nu judeci, să nu judeci pe celălalt, să spui, nu, uite, tu n-ai făcut bine asta, las că-ți arăt eu, că eu știu mai bine și să mai deștept, că uite, eu am mai multă școală și tu, din cauza că nu cunoști, tu nu ești inginer. Dar poate cel care nu e inginer, e decât electrician, va face ceva mult mai bun decât tine, pentru că și el știe și cunoaște. Și prin el Dumnezeu se manifestă. Exact, exact. Și nu există diferență. Vei vedea că unul fără altul, adică vei vedea că și omul ăla, în momentul ăla, când este acolo, are rolul lui. Chiar dacă ție ți se pară, băi, dar de ce avem? Chiar de ce? Că nu trebuia să fie? De ce? Nu! Are rolul lui. Chiar și atacul lui către tine, vei vedea că te învață o lecție. Vei vedea că acolo e Dumnezeu, pentru că ego-ul ți s-a mărit atât de mult, încât trebuie să te întoarcă în divin, în iubire, cum spunem noi. Și atunci, el vine chiar să te atace. Vine chiar, cum spunem noi, să ne facă ceva neplăcut. Și e foarte bine. Și de ce? Pentru că de-abia atunci te întorci pe Dumnezeu în credință. De-abia atunci îl înțelegi pe Dumnezeu, când te-ai întors în iubire. Așa crezi în Dumnezeu cu adevărat. Și e foarte bună persoana aia, ființa aia, care vine un pic să te deranjeze. E chiar să-i mulțumești pentru deranjul făcut, pentru că te salvează, îți dă viață, eu așa zic mereu. Adică, în loc să scade din viață, începe să-ți crească energia vieții și începi să urci. Și atunci trebuie să-i mulțumești că a venit. Deci nu este întâmplătoare. Te urci într-o mașină, într-o lebu și n-ai făcut nimic. A brusc cineva din spate începe să te jignească. Cred că ți s-a întâmplat sau nu știu, începe să înjure, începe să... E, bine, ființa aia are rolul ei. Chiar dacă ți se pare, măi, dar uite, m-am așezat și n-am zis nimic și uite, totuși atacă. S-a luat de mine. Nu, chiar avea rolul ei, pentru că undeva avea un ego, ceva te-a deranjat din acea ființă de când s-a urcat, poate, dar nu ți-ai dat seama. Sau pur și simplu te deranjează astfel de persoane, de ființe, general. Și atunci, generalul ăla pe care l-ai generalizat în ego-ul tău crescut, vine să te lovească puțin, să te deranjeze așa puțin, ca să te învețe ce? Să te întoarcă în iubire, prin umilință, da, prin umilință, că de fapt asta se întâmplă, când cineva îți adresează un cuvânt neplăcut sau este o umilință. Și atunci îți înveți lecția. Pare totul așa ciudat, dar de fapt totul are așa un circuit frumos și matematic atât